Primăvara aceasta de câteva zile va trece în curând. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de cod galben. Astfel, în următoarele 24 de ore, vremea se va răci, iar vântul va prezenta intensificări de până la 75 de km pe oră în toate regiunile, inclusiv în Prahova. Local vor cădea precipitații sub formă de ninsoare, iar omătul va fi viscolit, în special în zonele montane. Așa că autoritățile locale și județene s-au întâlnit de urgență în comandamente și spun că totul va fi în regulă și dacă va ninge în această noapte. Ieri a avut loc un comandament foarte strâns cu verificare telefonică a tuturor celor care sunt responsabili conform mapei pentru dezăpeziri. Județul a fost împărțit în 8 sectoare, au câștigat 4 firme, fiecare câte 2 sectoare, pentru că, spre deosebire de altă dată, le-am numărat și numărul de mașini și de sărărițe și de tot ce sunt în stare să facă. S-au achiziționat 1200 de tone de sare, 5000 de metri cub de nisip care au fost verificați pe teren de către echipele noastre și de mine personal la anumite puncte. Sperăm ca cetățenii să poată circula liniștiți. Și drumurile naționale Prahova se pregătesc de iarnă. Deocamdată sunt achiziționate substanțe de dezăpezire pentru 3 zile, dar achiziționările continuă. Sunt 7 baze de dezăpezire: Bărcănești, Brezoi, Albești, Sinaia, Câmpina, Valea Popii și Cheia. Avem la această oră 700 de tone de sare și 2170 metri cub nisip. Adică dacă ninge noaptea asta, să zicem, suntem pregătiți să curățăm toate drumurile naționale din Prahova. Da, pe o lungime de 300 de kilometri atât fac toate drumurile noastre naționale, ele fiind DN1, DN1A, 1D, 1B, 71 și 72. În pregătiri sunt și instituțiile care trebuie să asigure furnizarea gazelor, energiei termice și electrice pentru populație.